Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai bun este sâmbătă, este ora 2. Deci știți foarte bine ce înseamnă acest lucru, înseamnă că avem parte de o nouă ediție de știri. Și data asta avem o ediție cea mai light, pentru că nu prea s-au întâmplat foarte multe săptămâna trecută, decât câteva mici lansări, câteva mici anunțuri și câteva știri destul de amuzante despre care o să discutăm în minutele ce urmează. Așa că înainte de toate, boys, ce vă rog eu, micus lac acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Și hai să trecem la treabă. Cum spuneam mai devreme, au fost câteva mici lansări în această săptămână, printre care se numără Starfield, și acesta a primit și niște note destul de interesante. În primul rând, Starfield nu este chiar 100% lansat, este lansat într-un early access foarte dubioșel, el așa cu blizuri cu toate alea, știți voi foarte bine, eu sunt un mare critic al modelului de early access cu 6 zile înainte aproape de lansare și nu numai atâta, prețul pentru early access este de $100, deci e absolut insane, dar din nou îi mulțumesc lui Lucian pentru gifted de joc. Așa avem și noi serie cu 6 zile înainte de lansare. Avem notele pentru Starfield care, după cum bine vedeți, sunt destul de măricele, dar am înțeles că sunt unele publicații destul de măricele, precum IGN și alții, care au fi dat note cea mai joase, undeva spre un 7. Și cândva chestia asta a stârnit o discuție foarte mare pe internet, în special din partea fanilor Xbox, care știți voi foarte bine cum e treaba asta, fiecare consolă cu aia lui, dacă e să o luăm așa, și când cumva scuip în direcția care nu trebuie, se trezește toată lumea și desigur foarte mulți au fost gică contra, că da, de ce ați dat așa puțin, că o să vină Spider-Man, să dați mai mult și chestii genul ăsta. Cumva nu acceptau părerile negative mai jos de 8, deși și la 8 erau discuții destul de mari. Și da, chestia de genul ăsta se întâmplă atunci când ai de face cu fanboys, ce poți să-i și faci pe treaba asta. Apoi avem un alt joc ce s-a lansat tot săptămâna asta și este un RPG pixel art destul de simpatic, pe care din păcate noi nu cred că o să-l jucăm, dar poate o să-l încercăm dacă o să am oportunitatea asta, și anume vorbim despre Sea of Stars, care a primit note destul de fenomenale de la 8 până la 10. Și că este un joc destul de făinuț, în special dacă vă plac turn-based, RPG-urile, chestii de astea așa mai clasice, sigur s-ar putea să vă placă și acesta. Noi încă tânjim după acel joc de PlayStation care nu vrea să mai primească buffret, nu vrea să primească remaster, nu vrea să primească patch de 60 FPS, nu vrea să primească continuare, nu vrea să primească nimic. Ei bine, ci că un leaker care s-a ocupat și de leak-ul de Persona 3, care s-a confirmat să fie pe bune, ne spune că s-ar putea să avem Bloodborne pe PS5 și PC în 2025 cu grafice updatate, gameplay și extra content, și de-aia zice leaker-ul care a dat Persona 3, iar cumva lucrurile astea se pupă puțin cu faptul că ce state of play ar trebui să urmeze este cel pentru studiourile din Asia de la PlayStation, care asta de obicei știți că înseamnă From Software, înseamnă tot felul de studiouri de remake-uri, gen Bluepoint, care mi se pare că au origini asiatice, deci clar o să vedem foarte multe jocuri de acolo. Să sperăm să vină Bloodborne într-o calitate mai bună, ar fi super super tare. AI-ul face ravagii nu doar pe partea asta cu muzică, cu artă și cu tot așa, AI-ul începe să fie implementat și în jocuri, mai ales de Call of Duty, care vrea să adauge cât de curând un sistem de voice chat care să analizeze voice chat-ul și să determine cei care sunt rasiști, care încalcă regulile de bună conduită în aceste jocuri. Sunt tare curios să vedem cum o să se petreacă acest lucru, dacă chiar o să fie pe bune, dacă chiar o să funcționeze bine și dacă lumea va recurge după aia să folosească alte metode pentru a comunica în jocuri și nu o să se mai ocupe de nu o să se mai folosească, cum îi spune, de voice chat-ul in game. Deși eu când mă joc Call of Duty cam rar să-mi dau de oameni care comunică cu adevărat în joc. O veste proastă pentru utilizatorii de PS Plus, și anume PS Plus se scumpește. Da, ați auzit bine. Nu știu de ce se scumpește, nu vine niciun beneficiu nou pe partea asta. Cumva prețurile mi se păreau destul de decente, dar aparent prețurile devin din ce în ce mai mari. Nu am văzut chiar o știre 100% confirmată, dar foarte mulți cumva au preluat această informație și au transpus-o într-o știre. Și anume că prețul va crește de la, mi se pare că acum este 60 de euro pe an, și va trece la 72 de euro pe an. Și tot așa, gen cumva o creștere de vreo 10 euro pe la fiecare tier. Mă,
Acum nu știu sigur ce să spun, pentru că ce urmează la PS Plus nu prea pot zic că merită. Dacă e să mă întrebați pe mine, în special Saints Row, Black Desert, Generation Zero. Da, nu știu ce să zic, adică septembrie și crescutul de prețuri în aceeași oală. Da, păcate PlayStation a dat puțin cu bățul în baltă de data asta, poate. Poate își vor da seama de greșeala pe care au făcut-o. Rămânem totuși în planul PlayStation și vă anunț că Astro Bot Rescue Mission, acel joc de PS VR 1, va ajunge și pe PS VR 2 într-o versiune mult mai bună, mult mai bine gândită, încât să se folosească de toate beneficiile pe care le are PS VR 2. După cum bine puteți vedea și în această știre, s-a semi-confirmat, nu știu acum cât de clar totul, dar s-a confirmat treaba că acel joc va sosi pe PS VR. Eu am jucat versiunea aia de PS VR și chiar pot zic că este destul de mișto și chiar vă recomand și vouă să o încercați dacă aveți un PS VR 1 pe la îndemână, dacă e să o luăm așa. Săptămâna trecută am mai avut parte și de un eveniment. Săptămâna asta, am avut parte și de un eveniment din partea celor la Warframe sau Digital Extremes, care ne-au arătat două anunțuri destul de interesante. Și anume, în primul și primul rând avem un update destul de interesant, sau două update-uri mai bine spuse, pentru Warframe, și anume Whisper in the Walls, care o să vină în 2023. Are așa un design, zici, de parcă e un collab cu Watch Dogs. Cred că e de fapt un collab cu Watch Dogs, pentru că arată 100% un collab cu așa ceva. O să fie probabil un update ce ține de hacking, probabil. Și apoi avem un alt update, Warframe 1999, care vrea să fie așa un fel de prequel, cumva să se lege cu Dark Sector. Nu știu ce să zic, dar sunt tare curios să vedem cum o să se prezinte totul. Și avem și un joc separat pe care l-au prezentat mai bine în cadrul acestui Tenocon, și anume vorbim despre Soulframe, care a fost anunțat anul trecut, dacă mai țineți minte, dar acum a primit și un gameplay spotlight trailer și chiar gameplay extins, ce ne arată cam de ce este în stare acest joc. Este totuși pe vibe-ul de Warframe, dar vine cu niște mecanici de RPG și cu elemente de RPG mult mai bine gândite și arată demențial de bine. Sunt tare curios să vedem cum o să fie acest Soulframe și care este exact treaba cu el, și să sperăm că și story-ul o să fie ceva pe măsură, pentru că designul și ideile par super mega ieșite din lumea asta, dacă e să mă întreb pe mine. Chiar trebuie să fie o chestie foarte, foarte mișto. Venim cu câteva update-uri în privința jocului Indiana Jones făcut de către cei de la Bethesda, unde ne spune că unde Todd Howard, marele om al Bethesda-ului, dacă e să o luăm așa, ne spune că jocul este pe jumate gata și o să fie exact așa cum ne așteptăm, pe toată ideea asta de aventură cu un mare explorator ce are de face cu o grămadă de probleme, dacă e să o luăm pe treaba aceasta. O știre ceva mai amuzant acum. Am spus că avem și niște chestii semi-amuzante. Știți foarte bine că trebuie să vină un nou joc Naruto Storm, și anume Naruto Storm Connections. Ei bine, acest joc vine lansat pe console noi într-o situație foarte, foarte dubioasă. Vorbim despre titlul ăsta imediat, pentru că vedeți, jocul vine pe Switch la 30 FPS la o rezoluție foarte dubioasă, vine pe PS5 la 4K60, vine pe PS4 la 2K și 1080 la 30 FPS, Series tot la fel, 60 tot așa, sau 2K 30, sau nu știu exact, e foarte dubios cum vine totul, și pe Series S să fie la 30 FPS, iar Xbox One 30 FPS. Ei bine, ci că poți să blochezi jucătorii de Series S, că probabil cei pe current gen se vor juca cu current gen, iar cei de PS4 și Xbox One se vor juca împreună, pentru că n-au același frame rate și toate alea. Ei bine, ci că dacă te joci pe altă platformă și nu vrei să ai de face cu desync în meciurile online, poți să blochezi persoanele care se joacă pe Xbox Series S. What? Este primul joc care vine cu această funcție, pentru că, pur și simplu, este un impediment atunci când vrei să te joci un fighter și cineva are probleme de frame rate sau de lag. Era bine să le ai și pe amândouă, nu cred că este o distracție foarte, foarte mare. Dar vă mai spun eu ce nu este o distracție foarte mare, și revenim la cel mai discutat joc din ultimele luni, dacă e să o luăm așa, și anume vorbim despre The Day Before, care se va întoarce pe Steam, dar cu alt nume.
Știți că era o întreagă discuție pe toată treaba asta cu The Day Before, care că au vrut să înregistreze numele, că nu s-a mai putut să înregistra numele, că l-a luat cineva și ok, trebuie să schimbe numele acum. The Day It Never Existed. Bună sugestie. The Day Before We Decided To Forget This Game. We are celebrating 10 years, we're waiting for us for you to visit us. Asta, asta e reclamă. Căcat, mi-a dat seama de scam after, da. Oricum, sunt tare curios să văd ce o să iasă pe treaba asta și să sperăm că o să... Să sperăm că poate o să iasă un produs până la urmă ca să avem de ce râde de binele. Trecem puțin în tabăra Riot Games, pentru că, na, știu că sunteți jucători de League of Legends, cel puțin unii dintre voi, și probabil nu știu dacă ați aflat de noile schimbări ce se vor întâmpla în League of Legends. Și anume, avem, data asta vom avea 3 reseturi într-un sezon. Deci o să avem cam 3 mini-sezoane într-un singur sezon de League of Legends. Noi momentan avem 2, acum văd că vor să adauge 3. Cred că pe ideea asta de a face lumea să fie cât mai activă posibil pe partea asta de ranking. Se vor face și niște schimbări la Summoner Rift, se vor elimina itemele mitice, cam era și cazul pentru că unele lucruri erau destul de dubioase, și desigur LOL Arena și Nexus Blitz se vor reîntoarce, pentru că ce drept Blitz n-am mai văzut de foarte foarte mult timp și este cam modul meu preferat de LOL de jucat. Eu nu mă mai joc Summoner Rift de ani de zile. Bine, m-am jucat Flex cu prietenii, dar de atunci nu m-am mai jucat deloc. Probabil că țineți minte că am făcut un video acum câteva zile, unde desigur YouTube ne-a blocat și comentariile, cu un joc foarte asemănător cu Baldur's Gate, și anume Shadow Gambit The Curse Crew. Un joc foarte drăguț, unde ne jucam cu o tanti pirat care avea o sabie în ea și avea niște puteri interesante. Ei bine, acel studio anunță că își vor închide porțile cât de curând, din păcate, pentru că na, nu au cum să mai producă îndeajuns bani încât să se mențină, cu toate că jocul lansat este un joc destul de bine gândit și făcut cum trebuie, mai ales jocurile precedente pe care le-am mai dezvoltat, precum Shadow Tactics, Blades of Shogun, Desperados 3, sunt niște jocuri super, super bune, dar din păcate acestea nu prea au mai adus venituri îndeajuns de bune încât să mențină oamenii pe treaba asta, încât să mai le aducă și bani încât să-i mențină pe linia de plutire. Văd că se pornește un trend de a se crea cât mai multe device-uri de tip Steam Deck. Adică ați văzut, avem ROG Ally de la Asus, avem un nou produs de la Lenovo și acum avem un produs din partea celor din China numit Aya Neo Kun. Un nume foarte dubios, încerc scuze, ok? Avem un nou produs care este gigantic, care 8,4 inch pe diagonal, adică un ecran foarte, foarte mare, adică mai mare decât un Nintendo Switch, mai mare decât un Steam Deck, mai mare decât un ROG Ally, mai mare decât toate consolele astea de până acum, și cu o rezoluție de 1600p, care promite să fie foarte puternic, un sistem interesant de răcire, după cum bine se poate observa pe aici, dar din păcate foarte multe informații sunt scrise în chineză, încât nu prea știu exact ce și cum și care, dar... Cum spuneam, o rezoluție destul de măricică, un ecran foarte puternic și văd că ne arată și ce prețuri o să aibă și ce dimensiuni o să aibă și ce culori o să aibă această consolă. Și uite că avem și informații despre dânsul. Văd că vrea să fie destul de costisitor pe partea de energie. Vine cu variante destul de mari de spații de stocare. Are cam același procesor, nu e puțin un procesor ceva mai practic, dacă să ne uităm așa, are un eGPU 12CU exact cam ca toate, dacă e să o luăm în felul acesta, dar cred că acest Ryzen 7 va face o diferență foarte, foarte mare și, desigur, bateria este de 75W, cam destul de măricică comparativ cu restul din listă. Bă, acum nu știu sigur ce să zic, le urez multă baftă, oricum nu cred că o să vedem produsul ăsta pe la noi prea curând. Lucrurile nu merg foarte bine pentru gamerii din Rusia, pentru că GeForce Now anunță că acest serviciu se va închide pe 1 octombrie și în această țară, conform regulilor implementate de deciziile luate de Comisia Europeană, când vine vorba de ce au trebuit ei să facă în privința Rusiei. Aia, îmi pare rău pentru gamerii ruși, dar ce să-i faci dacă ai pe cineva care este prea lacom și dorește mai mult rău decât bine pentru cât și pentru propria țară, dacă e să o luăm așa.
Știți că avem un joc de la Ubisoft care este anunțat de foarte mult timp și tot nu mai aflăm nimic legat de el, vorbesc desigur despre Beyond Good and Evil 2. E bine, ci că s-a înregistrat o versiune, un nume de joc, și anume Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, adică aniversarea de 20 de ani, și că a fost înregistrată această denumire. Iar acum urmează să vedem dacă se va materializa un joc, un remaster sau ceva de genul acesta, și că există și câteva mici schimbări aduse jocului, să sperăm că nu se includă microtransacții, așa cum are Ubisoft plăcerea de a adăuga diverse chestii. Și încheiem această ediție de știri, băieți, cum am spus, nu este o ediție foarte mare sau nu vine cu niște știri colosale, dar vine totuși cu niște informații destul de interesante. Dacă sunteți mari pasionați de Borderlands și vreți să jucați toate jocurile Borderlands posibile, și DLC-urile și tot, e bine, cei de la Borderlands au anunțat o ediție colosală numită Borderlands Pandora's Box, ce conține toate jocurile Borderlands de toate tipurile lansate până acum. Este o idee destul de interesantă dacă e să mă întreb pe mine și să sperăm că o să vină și la un preț destul de mișto. Era fain dacă chiar era și o ediție fizică care să-ți dea o cutie de genul acesta, chiar ar fi arătat destul de făinuț. Iar băi, cam asta ar tot până această ediție de știri, sper că v-a plăcut, sper că v-am adus câteva informații noi. Dacă aveți o știre preferată prezentată în această ediție, știți foarte bine ce ați făcut, să o menționați în comentarii, dacă nu cumva ni s-o opresc comentariile. Și desigur, micuț, dacă colșar fi super de din partea voastră, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!